dragilor! Astăzi, în Porția de Sănătate, venim cu răspuns la întrebarea unui telespectator de-al nostru, care a vrut să știe ce înseamnă ochelarii pentru lumina albastră și dacă chiar are nevoie să poarte un asemenea accesoriu. Ochelarii pentru lumina albastră au fost promovați mult în ultimii ani, iar campaniile de marketing motivau necesitatea purtării lor prin faptul că omul modern petrece mult timp în fața monitoarelor sau ecranelor, care emană lumina albastră și acest lucru i-ar afecta ochii în timp. Noi am decis să aflăm ce spun specialiștii în oftalmologie despre necesitatea purtării unui astfel de tip de ochelari și am cerut recomandarea chirurgului oftalmolog Valeriu Cușnir. Vă invit să ascultăm ce ne-a răspuns. În fericire, în zilele noastre, ecranele au o protecție încorporată sporită. Ele sunt în mare parte inofensive. Noi nu putem nega că ele emană spectru albastru al luminii, același spectru care ne ține pe noi de veche. Această componentă a luminii soarelui nu ne permite să adormim când mergem pe stradă afară, într-o zi însorită. Același lucru o fac telefoanele, tabletele, monitoarele, ele ne excită sistemul nervos. Deci, dacă noi vrem să fim mai liniștiți, să ne păstrăm sistemul nervos mai puțin excitat, nu ne trebuiește un stimulant suplimentar pentru a fi de veghe când lucrăm cu tehnică electronică, cu monitoare, noi cu siguranță putem folosi ochelari cu filtru de lumină albastră. În caz contrar, când noi suntem calm, nouă ne este bine, noi ne simțim confortabil la locul nostru de muncă, ochii noștri suportă bine lumina albastră sau orice lumină de monitoare, nu este nevoie a ne complica logistica vieții de zi cu zi. Deci, dragi telespectatori, ochelarii cu filtru de lumină albastră este o alegere personală a fiecărei persoane, independent de starea lui și necesitățile acestuia. Ea poate fi cât benefică pentru dumneavoastră, atât și să vă complice logistica vieții de zi cu zi. Iată așa o recomandare avem în această dimineață, dar rămâne la discreția fiecăruia dintre voi ce alegeți în materie de protecție a ochilor. Dacă totuși simțiți disconfort după utilizarea device-urilor, un timp îndelungat, specialiștii recomandă aplicarea regulii 20-20-20, care presupune că la fiecare 20 de minute să privim la o distanță de 20 de metri pentru 20 de secunde. Fiți de acord, e o regulă simplă, ușor de aplicat și nu trebuie să cheltuiți bani pentru asta. Final de rubrică, o zi bună tuturor!